În continuare discutăm despre înșelătoriile de tip phishing. Ce reprezintă acest fenomen, dacă este răspândit și în Republica Moldova și cum putem să ne protejăm datele cu caracter personal, cum avem grijă ca bănuții noștri să nu facă magie a la David Copperfield și să ajungă pe mâini străine. Detalii la acest subiect discutăm cu domnul Mihailu Pașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Eu aș vrea mai întâi de toate să înțelegem foarte clar ce reprezintă phishing-ul și prin ce se manifestă el. Deci, pe scurt, phishing-ul este o metodă prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații sensibile sau date de acces la card, la cont, date despre conturile noastre online. Pe scurt, este vorba de date personale pe care încearcă să le obțină prin metode frauduloase, cel mai des prezentându-se ca fiind fie un lucrător de la bancă, fie cineva de încredere, fie de la o instituție guvernamentală. Și aceste mesaje, aceste metode pot fi foarte diverse, pot fi atât prin e-mail, prin SMS-uri, dar și cu apeluri la telefon. Asta înseamnă cumva că acești oameni sunt foarte ingenioși și inventează metode și duc în confuzie foarte mulți oameni. E răspândit acest fenomen, acest tip fraudulos de activitate în Moldova? Absolut. Atacatorii întotdeauna încearcă să manipuleze și să pună accent pe punctele slabe, să creeze situații de urgență în care noi să creem că trebuie să acționăm foarte rapid, să facem o acțiune prin care ajungem să pierdem banii. Ce ține de cât de răspândit e fenomenul, să știi că doar săptămâna asta am aflat despre două cazuri unde s-au pierdut, unde au fost furați mai multe mii de euro. Wow. De la, și mai mult ca atât, de la cunoscuți, să spunem, din cercul de cunoscuți care au un nivel suficient de înalt de înțelegere cum funcționează aceste mecanisme, însă din cauza că aceste atacuri, phishing, aceste înșelătorii devin din ce în ce mai sofisticate, tot mai multă lume poate cădea pradă acestor tip de atacuri. Iar asta înseamnă că și persoanele competente cad pradă acestor tipuri de atacuri. Dar cum am putea, domnule Lupașcu, să ne dăm seama că cineva încearcă să ne inducă în eroare? Există niște semne care ar trebui să ne stârnească semne de întrebare? Cu siguranță există câteva semne la care trebuie să fim foarte atenți și, în primul rând, cum am menționat la început, este vorba de să fim atenți la mesajele care vin și care ne cer să facem anumite acțiuni, în special plăți sau să dăm anumite date. Trebuie să știm. Deci, e o regulă generală. Niciodată, nicio bancă, niciun fel de instituție nu trebuie să-ți ceară datele bancare sau datele cardului, datele de plată. Plățile întotdeauna trebuie să aibă loc doar pe platformele securizate, pe website, și nici într-un caz nimeni nu poate să-ți ceară să verifice cardul, să dai datele printr-un SMS sau să dai printr-un e-mail. Deci asta e un lucru foarte, foarte important la care trebuie să-l ținem întotdeauna în minte. Și doi, fim atenți la situații când cineva ne sună și ne anunță despre o urgență. Atacatorii foarte des încearcă să creeze percepția unei urgențe și atunci oamenii nu au timp să se gândească, să analizeze situația, respectiv ajung să ia decizii impulsive, foarte rapide, care la prima vedere sau la prima analiză la rece sunt evident frauduloase. Și spuneați dumneavoastră că chiar pe parcursul acestei săptămâni ați întâlnit astfel de situații în care de pe card sunt extrase sume de bani. Vorbim de sume mici sau mari? Pentru că eu am impresia că unui om, dacă îi dispar de pe card 3, 4, 5, 10 euro, de exemplu, nu toată lumea o să-și dea seama de acest lucru. Dacă vorbim de sume mai mari, atunci... Deci vorbim de sume foarte mari, inclusiv de golirea contului de card total. Cu total, da, cu toți banii. Deci o situație recentă pe care am văzut-o este vorba de efectuare de tranzacții peste hotare, bineînțeles, ca să fie foarte complicat de recuperat banii, unde acești infractori încearcă să sau plătesc în diferite sume până când nu mai rămân bani deloc pe card. Și sumele care se operează
sunt foarte importante, sunt sume mari. Deci din cauza asta trebuie să fim foarte atenți la aceste tipuri de atacuri. Și mai mult ca atât, noi sau mulți din noi avem impresia că atacul phishing, când vorbim de atacul phishing, ne gândim la e-mail-uri de genul un prinț din o țară africană ne-a lăsat moștenire că milioane de dolari, trebuie doar să transmitem ceva bani ca să recuperăm. Deci nu, atacurile phishing au evoluat atât de mult în numai perioadă, inclusiv datorită inteligenței artificiale, care permite să genereze scheme, istorii foarte credibile, situații care sunt foarte credibile la prima vedere, pe de o parte, și doi, pot să genereze mesaje în orice limbă, fără greșeli gramaticale. Pentru că mult timp spuneam că, uitați, un indicator important în atacurile de tip phishing este corectitudinea textului, de fapt. Cineva din afara țării, poate ori chiar și din escroci, nu posedă foarte bine sau la perfecție limba și modul de exprimare. Ori acum, cu inteligența artificială, aceste mesaje devin absolut perfecte. Este foarte greu să identificăm vreo greșeală acolo. Și dacă e să ne referim la banii care se pierd, există vreo șansă ca aceștia să fie recuperați? Sau le spunem la revedere? Există o șansă să fie recuperați, însă șansele sunt în funcție de tipul atacului, pentru că există o multitudine de circumstanțe. Pentru a mări șansele de recuperare, este foarte important, în primul rând, să contactăm banca. Pentru că banca e cea care poate foarte rapid să blocheze tranzacțiile dacă încă n-au avut loc, dacă e vorba de plăți, chiar uneori, dacă tranzacția a avut loc, însă marfa de partea cealaltă nu a fost eliberată, iarăși poate fi blocat procesul de eliberare și returnarea banilor. Însă timpul aici este crucial, cât mai rapid contactăm banca, de asta chiar recomand oamenilor să aibă numărul de la serviciu de serviciu suport clienți, de la bancă, undeva foarte accesibil în caz de urgență să contacteze. Deci, pe de o parte, contactăm banca și blocăm cardul, luăm măsurile necesare, dar în funcție de tipul înșelăciunii, de tipul infracțiunii, poate fi nevoie să contactăm și poliția. Deja depinde și de circumstanțe. Multă lume zice că odată am pățit-o și eu și nu mai sesizează aceste cazuri. Cât de important este să vorbim despre asta, să anunțăm oamenii? Este foarte important să vorbim și să sesizăm și poliția într-un final, pentru că atacurile astea tindem să credem că sunt unitare, însă în spate stau rețele bine organizate, sunt rețele criminale, până la urmă, care fac bani din toată afacerea asta. Respectiv, vorbim de grupări criminale care trebuie investigate și destructurate de organele forței. Pe de o parte, primul pas, ne protejăm tranzacțiile imediate și mărim șansele să recuperăm bani prin blocarea conturilor, cardului, anunțăm banca, dar nu uităm să mergem și să sesizăm și organele de forță. Cum ar trebui să informăm și copiii despre utilizarea cardurilor? Pentru că trăim într-o perioadă digitală, copiii, adolescenții au acces la carduri, iar ei sunt întotdeauna conectați pe platforme de gaming elementar și acolo trebuie de fiecare dată să-ți cumperi nu știu ce omuleți, nu știu ce hăinuțe pentru personaj. Ar trebui să-i instructăm și pe ei? Absolut. Avem nevoie de o instruire pentru toată lumea când vine vorba de utilizarea finanțelor, cardurilor. Și aici sunt anumite bune practici care pot să recomand, inclusiv ca cetățean, cum să mai bine să ne protejăm. O recomandare e să nu păstrăm toți banii pe card, să avem conturi curente care nu au carduri atașate. Respectiv, în caz de fraudă, de pierderea cardului, sumele care pot fi pierdute sunt limitate. Alt aspect este, iarăși, protejarea datelor astea de card și necomunicarea lor nimănui, a PIN-ului, a codului de 3 cifre și așa mai departe. Deci PIN-ul, CVV-ul nu se oferă nici într-un caz? Niciodată. Nici numărul cardului nu se oferă. Asta niciodată. Asta am vrut să întreb. Dacă numărul cardului este riscant să-l oferim absolut. Cuiva? Absolut. Deci, ca să înțelegeți, există... Sau, infractorii pot să facă tranzacții, pot să identifice toate datele doar odată ce au... sau
e suficient să aibă doar numărul cardului, fără alte date, și asta deja e posibil, le dă posibilitatea să poată să ia bani. Deci nu trebuie să credem că dacă am făcut o poză cu numărul cardului, unde se văd toate cifrele de pe card, asta o să nu e suficient. Deci niciodată nu dăm numărul cardului complet. Poate angajați băncii maxim să verifice cardul cu ultimele 4 cifre. Deci e ok să furnizăm o parte sau prime ultimele cifre, dar niciodată nu trebuie să furnizăm întreg pachetul de informații. Toate informațiile de pe card. Pentru că probabil și aceste echipe de hackeri au niște algoritmi foarte bine puși la punct, o combinatorică matematică foarte bine stabilită și au ei modalități. Vreau să-mi spuneți dacă momentul în care avem nevoie să facem un transfer și pe bune trebuie să-l facem, facem cu gadgetul o poză la card și trimitem. Există riscul ca aceste informații să fie scurse în altă parte? Absolut. Deci nu este o bună practică să facem poze la carduri unde se văd datele cardului, pentru că în caz de compromitere a telefonului sau a calculatorului, pentru că acum odată ce faci o poză, automat se sincronizează pe servicii de cloud, de backup, ajung și pe alte dispozitive și trebuie să ne protejăm. Iar aceste poze pot să ajungă oriunde, în caz că dispozitivul respectiv e compromis. Din cauza asta, există un set de măsuri pe care trebuie să utilizăm ca să ne protejăm. Pe de o parte, securizăm echipamentele prin utilizarea de aplicații antivirus, da, care sunt obligatorii sau fac parte de... E o bună practică să avem antivirus pe calculator, să ne protejeze de tipuri de atacuri. Chiar uneori, dacă din greșeală facem click pe anumite link-uri frauduloase, programele antivirus ne pot ajuta, ne pot bloca tranzacțiile până ca acestea să aibă loc. Că noi despre sistemul ăsta antivirus trebuie să discutăm separat, pentru că multă lume îl ia nelicențiat și atunci se expune riscul într-un mod dublu. Și mai mare. Așa că discutăm altă dată. Mulțumim tare frumos!